Mulțumim lui Dumnezeu că suntem în casa Domnului la închinare. A mai trecut o săptămână peste viața noastră și poate că nu ne gândim, poate credem că nu neapărat că ni se cuvine, dar e ceva normal ca la sfârșitul unei săptămâni să ne găsim în biserică la închinare. Frați și surori, nu e ceva normal. Și nu-i ceva ce merităm, trebuie să ne gândim și să conștientizăm și să fim absolut convinși că faptul că suntem în dimineața asta aici este harul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin. O clipă dacă Dumnezeu și-ar fi retras paza și ocrotirea și binecuvântarea lui de peste noi, în dimineața aceasta n-am fi aici. Am putea fi în diferite locuri, în multe și multe, multe locuri, așa cum zicem noi că suntem pocăiți. Așa pocăiți cum suntem noi. Am putea fi în multe locuri. Poate fizic neputincioși, poate spiritual căzuți, dar Dumnezeu a avut încă o săptămână milă de noi și în dimineața aceasta, prin harul său, a pus în noi și voința și înfăptuirea ca să venim la casa Domnului. Slăvit să fie numele Domnului! Aș vrea ca mesajul meu din dimineața aceasta să fie un mesaj care să cerceteze viața noastră, frați și surori. Pentru că, așa cum știm, nu este destul să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, să-l cunoaștem în teorie, să cunoaștem Biblia, sunt unii care o cunosc pe de rost. Nu-i de ajuns lucrul acesta. Este absolut necesar ca ceea ce cunoaștem să trăim. De fapt, așa cum ne spunea fratele Mihai, înțelepciunea despre care vorbește Scriptura este capacitatea aceasta de a pune în practică ceea ce cunoști în teorie. Cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, dar dacă suntem oameni înțelepți, atunci trăim acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și trebuie să-l trăim prin ajutorul Duhului Sfânt. Duminica trecută am vorbit despre roada Duhului Sfânt, despre stăpânirea de sine, înfrânarea poftelor. Și aș vrea în dimineața aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu din primele 12 versete din capitolul acesta 13 din Fapte, să vedem cum arată un om plin de Duhul Sfânt. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre Pavel în versetul 9, că Pavel fiind plin de Duhul Sfânt, și ca să nu credem că doar Pavel era plin de Duhul Sfânt, ultimul verset 52 spune, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Să vedem cum arată un om plin de Duhul Sfânt. Un om plin de Duhul Sfânt nu scrie pe fruntea lui că e plin de Duhul Sfânt, nu are o aură de aia, un cerc de ăla de sfânt deasupra capului. Un om plin de Duhul Sfânt are o anumită viață, o anumită trăire, o anumită vorbire, o anumită comportare și acest om plin de Duhul Sfânt nu se găsește nici la bar, nici în alte părți, ci omul acesta, vorbind despre comunitatea Sfinților, se găsește în biserică. Cuvântul pe care l-am citit în dimineața aceasta începe în biserica din Antiohia. În biserica din Antiohia erau niște oameni. Despre oamenii aceștia spune cuvântul lui Dumnezeu că erau plini de Duhul Sfânt. Acum, de-a lungul timpului, diavolul s-a luptat mult și se luptă în continuare împotriva bisericii. Se luptă împotriva familiilor, se luptă împotriva noastră ca indivizi, dar se luptă și împotriva bisericii. Dar lupta lui este pierdută. Domnul Iisus era cu ucenicii la un moment dat
în Matei, în capitolul 16, găsim lucrul acesta, în Cezarea lui Filip. Și aici Domnul îi întreabă pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu? Și răspunsul ucenicilor a fost, unii zic că ești Ilie, unii ca unul dintre profeți, că ești Ieremia, dar voi, întreabă Domnul Iisus, dar voi, biserica mea, voi, ucenicii mei, voi, cine ziceți voi că sunt? Și știți răspunsul lui Petru. Iar Domnul Iisus Hristos, la afirmația lui Petru, spune, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Adică Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a făcut ca Petru să dea acest răspuns. Și eu îți spun, zice Domnul Iisus, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Dacă Domnul Iisus Hristos a spus că porțile locuinței morților, adică nimic din lumea aceasta, nu vor birui biserica lui, atunci noi știm că lupta diavolului este pierdută. Dar noi nu suntem chemați să stăm pasivi. Pentru că diavolul nu luptă împotriva zidurilor bisericii acesteia, ci diavolul luptă împotriva noastră, a fiecăruia dintre noi. Și găsește tot felul de metode. Găsește absolut tot felul, din afară, dinăuntru, găsește tot felul de metode. Dar dacă cei care sunt înăuntru și care formează trupul lui Hristos, care, așa cum spune Pavel în Romani, noi suntem mădulare unii altora. Iar în Efeseni spune că acest trup crește prin ceea ce dă fiecare mădular. Dacă suntem mădulare în trupul lui Hristos, suntem plini de Duhul lui Dumnezeu, atunci diavolul nu va avea absolut nicio izbândă în lupta lui, împotriva noastră. Cum arată un om plin de Duhul Sfânt? Poate unii se așteaptă ca omul acesta plin de Duhul Sfânt să fie ceva spectaculos, să fie ceva ieșit din comun, vizibil. Nu, omul acesta este ceva ieșit din comun, dar nu vizibil. Omul care este plin de Duhul Sfânt este ieșit din comun, dar nu vizibil. Aici, în primul și în primul rând, spune că în biserica din Antiohia, omul acesta, oamenii aceștia care sunt plini de Duhul Sfânt, sunt în biserica lui Hristos. Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ ca să mântuiască persoane fizice, oameni. Dar nu i-a lăsat de capul lor fiecare să stea acasă la el, ci oamenii aceștia au fost adunați în biserica lui Hristos. Spuneam înainte că spune apostolul că noi suntem trupul lui Hristos, fiecare suntem mădulare unii altora. Suntem și trebuie să facem parte din biserică. În biserica din Antiohia erau niște oameni care erau plini de Duhul Sfânt. În primul și în primul rând, omul plin de Duhul Sfânt trebuie să facă parte dintr-o biserică. Sunt și în ziua de astăzi mercenari ai Evangheliei care umblă din biserică în biserică și fac mai mult rău decât bine. Le place lucrul acesta pentru că n-au nicio autoritate asupra lor, nimeni nu poate să-i tragă la răspundere, vorbesc ce vor ei, spun ce vor, aruncă piatra și pleacă. Și așa cum se spune, hai vorbă înapoi. După ce au venit și au făcut o stricăciune mare, este foarte greu în urma lor să repari ceea ce au stricat. Nu, omul plin de Duhul Sfânt face parte din biserică. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia din biserica din Antiohia, spune în versetul 2, pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis. Oamenii aceștia plini de Duhul Sfânt, care fac parte din biserică, sunt niște oameni de caracter, niște oameni curați,
niște oameni activi, frați și surori. Prea mulți în biserici sunt doar consumatori. Și nu mă refer aici neapărat la slujba de a predica sau la slujba de a cânta sau ceva de genul acesta. Dar nu știu dacă credeți, dar sunt în biserici mulți care vin la biserică doar ca să nu fie acasă. Vin la biserică. Pentru că fac parte dintr-o familie de pocăiți sau își spun ei înșiși, își spun că-s pocăiți, nu se duc la alte biserici, ci vin la biserică, la pocăiți. Vin la biserică la pocăiți. Dar dacă l-ai întrebat la ieșirea din biserică sau la 5 minute după ce a ieșit din biserică, ce s-a predicat, ce a fost, ce s-a întâmplat, s-a întâmplat ceva în biserică, nu știe să-ți spună. Sunt foarte mulți doar consumatori de programe bisericești, însă oamenii aceștia, spune, pe când slujau Domnului și posteau. Erau oameni de caracter, oameni cunoscuți în biserica aceasta din Antiohia, erau oameni care făceau ceva. Oameni care slujau Domnului. Eu m-am născut într-o familie de nepocăiți. Părinții mei, neamul meu, nu a fost pocăit. Tata era un om simplu de la țară, cu 4 clase, fără școală, fără cărți citite și așa mai departe. Dar m-a învățat un lucru și mi-a spus în felul următor. Băiete, mai ales pentru un bărbat, minciuna și a nu te ține de cuvânt e cel mai urât lucru. Dacă ai spus cuiva da, ăla să fie da. Dacă i-ai spus că te întâlnești cu cineva la ora 12, tu la 12 fără un sfert să fii acolo. Cel mai urât lucru poate pentru un copil al lui Dumnezeu este să nu fie serios, să fie un om cu un caracter slab, un caracter pe care să nu se poată baza cei din jurul tău. Poate e cel mai urât lucru. Un om plin de Duhul Sfânt este un om de caracter. Da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Oamenii aceștia făceau ceva, erau activi. Din păcate, așa cum spuneam, foarte mulți în biserici nu fac nimic. Zicea cineva că cei mai obosiți oameni în biserici sunt cei care nu fac nimic. Apostolul Pavel, în 2 Corinteni, în capitolul 4, cu versetul 1, spune că de aceea, fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Am căpătat slujba aceasta prin îndurarea lui Dumnezeu. Și slujba aceasta, încă o dată mă repet, nu este neapărat aceea de a predica sau a face lucrări vizibile în biserică. Este slujba aceea de a sta în Duhul, în rugăciune și a te ruga necurmat pentru ca Dumnezeu să se îndure de biserica lui, să se îndure de vecinii tăi și așa mai departe. Fiecare este chemat la ceva. Pentru că am căpătat slujba aceasta prin îndurarea lui Dumnezeu, spune Pavel, noi nu cădem de oboseală. Nu trebuie să cădem de oboseală, nu trebuie să stăm pasivi, să nu facem nimic. Oamenii aceștia și omul plin de Duhul Sfânt este un om de caracter, este un om activ care slujește pe Dumnezeu. Versetul 4. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia. Și de acolo au plecat cu corabia mai departe. Omul care este plin de Duhul Sfânt, implicit și normal, este călăuzit de Dumnezeu. Este călăuzit și este nu doar călăuzit. Uitați ce spune Pavel în Galateni, în capitolul 5. Versetul 16. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești.
Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Și poate vă veți întreba ce vreau să spun. M-am uitat în dicționar să văd ce, cum traduce și ce ne spune dicționarul că este călăuzirea și ce este cârmuirea. A fi călăuzit în dicționar spune că înseamnă a îndruma, a învăța, a arăta drumul. Asta înseamnă să fii călăuzit. Duhul Sfânt când ne călăuzește, ne învață, ne arată drumul pocăinței, drumul pe care trebuie să mergem. Dar a cârmui înseamnă a conduce, a guverna, ceea ce vine de la cârma unei corăbii. Este o diferență de nuanță între aceste două cuvinte. Pavel zice în 5, în Galateni, zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Un om plin de Duhul Sfânt este și călăuzit, este și cârmuit de Duhul lui Dumnezeu. Omul acesta este efectiv condus de Duhul lui Dumnezeu, este învățat de Duhul lui Dumnezeu. Omul acesta își trăiește viața cârmuit, condus, guvernat de Duhul lui Dumnezeu. Din păcate sunt în biserici și Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Petru, paște mielușeii mei, paște oițele mele, paște oile mele. În biserici nu toți avem același nivel de cunoștință, de pocăință, dar sunt unii care după zeci de ani, după zeci de ani de umblare în biserică la pocăiți, ca să spun așa, ei încă nu știu. Ei încă nu știu cum să trăiască. Și cum zicea cineva despre cineva în vremea lui Ceaușescu, că fratele ăsta era foarte pocăit. Duminica dimineața vroia să se ducă undeva, nu știa unde, la o biserică să predice. El trebuia să predice. Și ieșea în drum. Și zicea, dacă vine o mașină roșie, mă duc nu știu unde, dacă vine o mașină albă, mă duc în altă parte. E, el credea că asta e călăuzirea Duhului Sfânt. Și din păcate sunt mulți în biserici care atunci când au o problemă, așteaptă ca să vină un înger, așteaptă ca să vină nu știu cine și nu știu cum, să vină un proroc de undeva să-i spună, pe când călăuzirea și Dumnezeu ne călăuzește prin cuvântul Său. Și Luca în capitolul 12 cu versetul 57 într-un context spune și pentru ce nu judecați și voi singuri ce este drept? Dumnezeu v-a dat Duhul Său, Duh de înțelepciune. De ce nu judecați voi singuri situația în care sunteți? De ce așteptați? Cine știe ce semne și minuni. Ba unii au niște cartonașe mici cu versete din Biblie. Și atunci când vor călăuzire, bagă mâna în cartonașele respective și scot și îi versetul cu tare și gata. Ce a spus Domnul în versetul cu tare? Și așa ca amuzament, un astfel de frate a băgat mâna în versete și a scos Matei 27:5, unde spune că Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Și omul a zis, Doamne, dar cum să mă spân, dar nu se poate. Mai bagă mâna și mai scoate un verset și scoate Luca 10:37, unde samariteanul cel miros și zice, du-te de fă și tu la fel. Așa înțeleg unii călăuzirea Duhului Sfânt. Nu. Oamenii aceștia erau călăuziți și omul plin de Duhul Sfânt este cârmuit și călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și știe el însuși ce trebuie să facă. Știe să asculte șoapta Duhului Sfânt. Știe să interpreteze cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au înțeles, de fapt, capitolul 13 este începutul primei călătorii misionare a lui Pavel.
Oamenii aceștia au înțeles că trebuie să se ducă și nu s-au dus oriunde și oricum și pentru orice. Pentru că versetul 5 zice că ajunși la Salamina, au vestit cuvântul Domnului în sinagogile iudeilor. Știau pentru ce se duc, știau unde se duc. Știau că Duhul Sfânt i-a chemat și i-a trimis. Un om plin de Duhul Sfânt are o vorbire, versetul 5, l-am citit. Au o vorbire deosebită. Au un subiect a vorbirii lor, un subiect, ca să spun așa, central. Oamenii aceștia nu vorbesc neapărat numai despre mântuire, numai despre Iisus Hristos. Dar nu ratează nicio ocazie. Atunci când vorbesc cu cineva, nu ratează nicio ocazie de a vorbi despre mântuirea pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Eram în Israel, poate nu știu dacă v-am mai spus, și păstorul de acolo era un profesor universitar, un evreu din România plecat. Și omul acesta, cu oricine se întâlnea, după două, trei fraze, îl întreba, avea el vorba asta, scumpule, cum stai cu mântuirea? Cum stai cu credința în Iisus Hristos? Cu oricine, oricând și oriunde și cu oricine s-ar fi întâmplat, întâlnit, după două, trei fraze, asta era întrebarea pe care o punea. Deci, omul care e plin de Duhul lui Dumnezeu are ca subiect principal vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile evreilor. Acum, cum spuneam înainte, nu vom vorbi numai despre lucrul acesta când ne întâlnim cu diversi oameni. Însă trebuie să fim atenți la vorbirea noastră. În Coloseni, în capitolul 4 cu 6, Pavel spune, vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum să răspundeți fiecăruia. De ce nu înțelegeți și de ce nu știți voi să judecați lucrurile? Întotdeauna trebuie să știm cum să răspundem fiecăruia, dar cu dragoste, cu blândețe, cu har, întotdeauna, spune cuvântul lui Dumnezeu. Vorbirea acelui om care este plin de Duhul Sfânt este în felul acesta. Este cu har, este dreasă cu sare, știe întotdeauna ce să răspundă celui cu care vorbește. Versetele 9 și 10 arată o altă calitate a omului care este plin de Duhul Sfânt. Și anume, cunoaștere. Dar nu cunoașterea în sens lumesc, ci cunoașterea în sens duhovnicesc, în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu a fi deosebirea duhurilor. Pentru că apostolul Pavel, fiind tracasați oamenii aceștia de acest Elima, de vrăjitorul acesta, apostolul Pavel spune că atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și i-a spus ceva. Un om care este plin de Duhul Sfânt, atunci când vorbește cu cineva, știe, cunoaște, deosebește de ce duh este condus cel cu care stă de vorbă. Pavel imediat își dă seama cine este omul acesta și reacționează foarte dur. De ce știe omul care este plin de Duhul Sfânt? De ce are această calitate și acest dar? Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, de aceea
fiți plini de Duh și cuvântul în Coloseni, în capitolul 3, și cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi. Citeam undeva că cei de la, acolo vorbea despre cei de la FBI, dar probabil că e valabil pentru toate serviciile acestea care se ocupă de depistarea banilor falși. Citeam despre ei că se antrenează, ca să zic așa, cu bani adevărați, cu dolari adevărați, cei de la FBI, și nu cu dolari falși. Întotdeauna vei recunoaște falsul dacă cunoști adevărul. Necunoscând adevărul, n-ai cum să recunoști falsul. Cunoscând cuvântul lui Dumnezeu, locuind cuvântul lui Dumnezeu din belșug în noi, fiind plin de Duhul lui Dumnezeu, este imposibil să nu cunoaștem cu cine avem de-a face, cu cine vorbim. Apoi este capacitatea, pentru că nu-i destul să cunoști, este capacitatea aceasta de confruntare. Versetul 10 și 11. Și a zis Pavel, om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrășmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâng căile drepte ale Domnului? Acum iată că mâna Domnului este împotriva ta. Vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bâșbâind niște oameni care să-l ducă de mână. Vă mai citesc câteva versete. Din Galateni, din capitolul 1. Versetul 6 începând. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Acum, am citit și versetele astea pentru că vreau să ne întrebăm. Suntem noi în stare să dăm un astfel de răspuns cuiva care își bate joc de Dumnezeul nostru? Pentru că Pavel, prin răspunsul acesta pe care îl dă acestui vrăjitor și prin ceea ce spune despre cei care răstoarnă adevărata Evanghelie, Pavel de fapt nu se apără pe el. Nu onoarea lui era în joc, ci în joc era onoarea lui Dumnezeu. Îl apără pe Dumnezeu. Acum, suntem noi în stare să spunem astfel de cuvinte cuiva cu care stăm de vorbă, indiferent că ăla înjură pe Dumnezeu, îți vine să te bagi în pământ, nu altceva. Suntem în stare să-i spunem lucrurile acestea? Fiul dracului, ești plin de fiere, sau lucruri de genul acesta. Capacitatea aceasta, îndrăzneala aceasta de a spune ceea ce trebuie să spui. Atunci când este în joc cuvântul lui Dumnezeu, atunci când este în joc onoarea lui Dumnezeu, atunci când este în joc slava lui Dumnezeu. Noi, un pic dacă ne jignește cineva pe noi, suntem imediat ca ariciu, gata de ripostă. Imediat avem cuvinte de a-l pune la punct pe respectivul. Dar atunci când cineva, așa cum ziceam, înjură numele lui Dumnezeu, vorbește în batjocură și așa mai departe, situații de genul acesta, suntem în stare să reacționăm în felul acesta cum a reacționat Pavel? Dumnezeu să ne ajute.
Care este rezultatul? Sau ce efect are pentru cei din jurul lui un om, purtarea, vorbirea, trăirea unui om care este plin de Duhul Sfânt? Uitați-vă, aici spune versetul 12. Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Este imposibil, cred că este imposibil, ca trăirea noastră să nu aibă efect asupra celora din jurul nostru. Ori într-un fel, ori într-altul. Dacă suntem oameni plini de Duhul Sfânt, nu cred că cei din jurul nostru nu vor observa lucrul acesta. Și chiar dacă trăirea noastră și comportarea noastră nu va schimba viața celui din jurul nostru, totuși, la judecată va fi o mărturie pentru omul acela. Va fi o mărturie pentru că a trăit lângă un om care a fost un om deosebit și totuși nu și-a schimbat viața. În dimineața aceasta, mesajul meu a vrut să fie un mesaj, așa cum spuneam la început, un mesaj de cercetare a vieților noastre și să nu credem că, și să nu fim complexați de faptul că, nu știu, nu avem vedenii, nu vorbim în limbi sau alte lucruri de genul ăsta, lucruri pe care pun accent unii creștini, să nu fim complexați de lucrul acesta. Din textul acesta pe care l-am citit, un om plin de Duhul Sfânt este un om care face parte din biserică, un om care apără onoarea lui Dumnezeu, un om care știe să vorbească și subiectul vorbirii lui este mântuirea adusă oamenilor prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Să dea Dumnezeu și să ne ajute ca și noi să fim astfel de oameni. Amin.